Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni, de multe ori am interviuri cu misionari români care au plecat să ducă vestea bună până la marginile Pământului. Dar uneori, în cadrul acestei emisiuni, prezint și vorbitori, mesaje care au fost aduse în cadrul conferințelor noastre de misiune. Pentru că misiunea externă nu are de a face doar cu trimiterea de misionari, are de a face și cu mobilizarea bisericilor pentru misiunea mondială, pentru marele seceriș. În următoarea emisiune vă invit să-l urmărim împreună pe Greg Mandis, el este directorul executiv al celei mai mari organizații de misiune, Assemblies of God. Ei trimit peste 2700 de misionari în peste 250 de țări de pe toate continentele Pământului. El va vorbi în cadrul acestui mesaj despre importanța parteneriatului în misiune. Să-l urmărim împreună și vă doresc vizionare plăcută. As you see, we've handed out notes for you today. Sper că ați primit toți notițele acestea. I thought instead of doing a PowerPoint, I'd give you the notes. M-am gândit că va fi mai util în loc să punem doar un PowerPoint pe ecran să aveți notițele în mână. And hopefully brother Rick and Jan had them translated. Fratele Rick și cu Jane s-au ocupat ca să fie traduse aceste notițe în limba română. And hopefully they can be a continuous blessing for you. Și nădăjduiesc în felul acesta rămân cu voi și vă vor fi o binecuvântare și ulterior. Just a quick word about my wife Sandy and I of course my wife is here with me. Vreau să adaug de asemenea un cuvânt despre soția mea Sandy care este cu mine aici. We ministered and lived in Austria for 18 years. Timp de 18 ani împreună am lucrat și am locuit în Austria. And even as an American we speak the German language. Can you imagine that? Și noi chiar dacă suntem americani vorbim limba germană, dacă vă puteți imagina că sunt și americani care știu și altă limbă. We raised our two children there. Acolo am crescut pe cei doi copii ai noștri. My daughter and her husband and four children. Soția mea și soțul ei și cei patru copii ai, fiica mea și soțul ei și cei patru copii ai lor. Minister in the Middle East. Lucrează în Orientul Mijlociu. So if you're a parent of a missionary, așadar, dacă sunteți părinți care aveți copii misionari, we can identify with you. Simpatizăm cu voi. You know, it's not only the missionary that makes the sacrifice, it's the family. Nu doar misionarul e cel care face un sacrificiu, ci întreaga familie extinsă. So we thank God for you moms and dads and brothers and sisters and uncles and aunts. Așa că totodată noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi părinții, mamele și tații care aveți copii pe care i-ați trimis în misiune. And we bless you in the name of Jesus. Și vă binecuvântăm în numele Domnului Isus. Our other child is a young man. Un alt copil de-al nostru este acum un tânăr. And he and his four children live in California. El și cu cei patru copii ai lui și cu soția sa trăiesc în California. Of course his wife is with him. Desigur, și soția lor este cu ei. And they he is a spinal orthopedic surgeon. Și el este un medic chirurg care în general se ocupă de coloana vertebrală. And he goes around the world and helps children with scoliosis. Și el călătorește peste tot în lume și ajută copiii care suferă de scolioză. And so we're thankful to God for our children. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Our topic today is together in mission. Subiectul nostru în sesiunea aceasta este împreună în misiune. And I'm very thankful for that topic. Și e un subiect care mă încântă. Because it's a big world. Pentru că trăim într-o lume mare. There's a lot to do. Avem multe de făcut. We've heard the cry for workers from all of your missionaries. Am auzit chemarea disperată după lucrători, după mai mulți misionari. And the fact of the matter is no one mission agency can do it all. Și ceea ce contează să reținem este că nicio misiune sau organizație nu poate de una singură să îndeplinească această lucrare. We need each other. Avem nevoie unii de alții. I would like to speak to that topic and use some medical a medical example to help us understand what we're doing. Vorbind despre subiectul acesta, am să fac o analogie la lumea medicală ca să înțelegem mai bine subiectul. As a basis for our conversation though, 1 Corinthians chapter 12. Ca pasaj de referință pentru discuția noastră de astăzi, vreau să ne uităm în 1 Corinteni capitolul 12, verses 12 through 31. De la 12 la 31. The Apostle Paul talks about the human body and compares it to the body of Christ. Apostolul Pavel descrie aici trupul Domnului Isus Hristos pe care îl așează într-o analogie cu trupul uman.
It's a beautiful example about unity and diversity. Este un exemplu minunat care reflectă și unitatea și diversitatea. About how we are all in one and yet we are unique. A faptului că toți suntem în una și cu toate astea fiecare este unic. I am going to assume that you know this passage of scripture. Presupun că dumneavoastră cunoașteți bine pasajul acesta. And that we don't have to read it all. Așa că nu va trebui să citim întreg pasajul. Again, it goes about the body of Christ, the unity and diversity. Însă vorbim despre trupul lui Hristos, despre unitatea și diversitatea pe care le comportă trupul acesta. This passage, of course, is used in regard to spiritual gifts in the body of Christ. Pasajul acesta mai larg vorbește despre folosirea darurilor spirituale în trupul lui Hristos. Generally, it's not used in a missiological context. Rare ori este folosit într-un context misiologic. However, as I was reflecting on our time and this topic, cu toate acestea, meditând la timpul pe care urma să-l petrec cu dumneavoastră și la subiectul din care urma să vorbesc, I thought it would be a good starting point for us. M-am gândit că versetele acestea ne oferă un bun punct de pornire. You see, around the world, we represent the body of Christ. Observați, în toată lumea unde ajungem, noi suntem reprezentanți ai trupului lui Hristos. And in a sense, we are a part of a cooperative fellowship. Într-un sens anume, noi suntem o acțiune sau o părtășie comună sau o cooperare a tuturor mădularilor. Cooperative and corporate kind of go together. Este o încorporare, o corporație, dacă vreți, ceva ce un mediu în care lucrăm împreună. And in the business world you would have what you call corporate strategy. În lumea de business, în lumea de afaceri, există strategii ale corporațiilor. This is in your notes as well. Și găsiți informația aceasta în notițele dumneavoastră. The meaning of corporate strategy is the overall scope and direction of a corporation and the way it does various business operations to share in a particular goal. Definiția la punctul 2 acolo în introducere, strategia corporativă este definită drept scopul general și direcția unei corporații și modul în care funcționează împreună diferitele operațiuni ale acestei corporații pentru a-și atinge scopurile. I would like to make a clear distinction here. Aș încerca să fac aici o distinție clară. The body of Christ is not a corporation. Trupul lui Hristos nu este o corporație. The body of Christ is a community. Trupul lui Hristos este o comunitate. And we talked about Count Zinzendorf the other night. S-a menționat numele contelui Zinzendorf aseară. And he said this. El a spus cuvintele următoare. Christianity without community is impossible. Creștinismul fără comunitate este ceva imposibil. We need the local body of believers. Întotdeauna vom avea nevoie de trupul local al credincioșilor. The Assemblies of God USA is deeply committed to local churches. Assemblies of God, Statele Unite, ca organizație suntem pe deplin dedicați viziunii acesteia pentru biserica locală. I believe that if we are to see the kingdom of God advance, we need local body of believers. Și cred că dacă ne dorim să vedem împărăția lui Dumnezeu progresând, trebuie să ne focalizăm asupra ceea ce se întâmplă cu fiecare credincios individual, cu trupul local al bisericii. So I commend the Pentecostal Union here for having a church planting passion. Vă apreciez pe dumneavoastră cei din cultul pentecostal pentru această pasiune pe care o aveți acum pentru plantarea de biserici. We share that passion. Și noi împărtășim o viziune asemănătoare. As Ephesians 4 says, așa cum scrie și în Efeseni 4, there is one body and one spirit and you were called to one hope. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde. So in a sense we are corporately the body of Christ, the community of Christ, but in a sense we are also very very unique and diverse. Într-un anume sens, corporativ vorbind, noi reprezentăm trupul lui Hristos, dar în alt sens, fiecare dintre noi este unic, este diferit. And Ephesians also says make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. Și de aceea versetul următor în Efeseni spune căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. În engleză spune faceți tot ce ține de voi, orice efort pentru a păstra unirea Duhului. So even though we're very different in language and culture and heritage and context. Deci chiar dacă suntem diferiți din punct de vedere lingvistic, cultural, de contextul din care venim, as the community of Christ, we are to make effort. Did you notice that word effort?
to be in harmony with one another. În calitate de trup al lui Hristos trebuie să facem efortul, spune versetul în engleză, să facem tot ce ține de noi pentru ca să putem să trăim totuși în comunitate. So with that background in mind, I don't want to talk about a corporate strategy. Așa că având în vedere introducerea aceasta, aș vrea acum să privim la strategia corporativă a trupului lui Hristos. I want to talk about a relational. Vreau să vorbesc acum despre o strategie care este relațională. And I would define this. Și voi defini în felul următor această strategie. The scope and direction that is determined by Christ. Scopul și direcția acestei strategii sunt determinate de Hristos. Who is head of the church, the body of Christ. Care este capul bisericii, adică trupul. As the various and diversified members work together. Iar membrii diferiți și diversificați lucrează împreună pentru a împlini scopul de a duce Evanghelia până la marginile pământului. And my hope today is, și speranța mea astăzi that as we share some thoughts and observations, este că pe măsură ce împărtășim gândurile acestea și observațiile acestea as unique members of the body of Christ, în calitate fiecare dintre noi de membri distinți în trupul lui Hristos, that we can find our community together, să putem să găsim și sentimentul acesta de comunitate împreună and build on the community that we have, și să zidim pe sentimentul acesta de comunitate care se formează, to bring God glory, pentru a putea aduce glorie lui Dumnezeu și pentru a duce Evanghelia la toate neamurile de pe pământ. Okay, I'm approaching this relational strategy with a medical terminology called DNA. Vreau să abordez acest subiect din perspectiva unui termen medical numit ADN. Each of us have a DNA strain in our bodies. Fiecare dintre noi are o anumită trăsătură a ADN-ului din trupul său. DNA carries the instruction of how we look, how we act, how we think, all these kinds of things that make up a body. ADN-ul nostru înmagazinează în sine informațiile despre modul în care vom arăta, despre lucrurile care ne fac plăcere în alimentație, despre modul în care se dezvoltă trupul nostru. I believe as there is a physical DNA, there is also spiritual DNA. Și eu cred că tot așa cum există ADN-ul nostru fizic, noi avem și un ADN din punct de vedere spiritual. And if you have a picture of DNA in your mind, it's two strands of molecules that are intertwined together. Dacă vă amintiți de imaginile acelea de la școală ale ADN-ului, sunt două șiruri de molecule care se împletesc împreună. And they're held together by a thermodynamic force. Și acestea sunt ținute împreună de o forță termodinamică. And they contain the following instructions. Și în ADN-ul acesta sunt înmagazinate următoarele informații. They're built in, they're imprinted into the molecule. Sunt imprimate, sunt inscripționate în moleculele ADN-ului. It's to develop an organism. Informațiile pentru dezvoltarea organismului. To sustain an organism. Informațiile necesare pentru susținerea vieții în organism. And provide a means so that that organism can reproduce. Și de asemenea informații despre mijloacele prin care organismul respectiv se poate reproduce. So when you look at the body of Christ, the community of Christ. Atunci când te uiți la trupul lui Hristos, la această comunitate a bisericii. You can see the spiritual dynamic of that also as well. Poți să observi că există și în ADN-ul bisericii o dinamică spirituală asemănătoare. The DNA of the Spirit develops us. ADN-ul spiritual este cel care spune cum ne dezvoltăm, sustains us, cum se susține viața din noi, and helps us reproduce. Și care ne ajută în reproducerea bisericii. Reproduce other bodies, the body of Christ, members of the body of Christ. Cum se reproduce trupul lui Hristos prin adăugarea de noi membri, alte persoane în biserică. So I believe this dynamic of the Holy Spirit, this DNA of the Holy Spirit works in our relational strategy. Cred că această dinamică a Duhului Sfânt, acest ADN al Duhului Sfânt, lucrează în noi prin strategia pe care o are. I want to particularly thank Dr. Joseph Dimitrov, the president of Continental Theological Seminary in Belgium. Sunt îndatorat fratelui Joseph Dimitrov, care este președintele seminarului teologic continental din Bruxelles.
for providing for me a kind of a framework to help understand what I'm trying to communicate today. El m-a ajutat să înțeleg, mi-a oferit niște informații ca să înțeleg câteva din informațiile pe care vi le prezint astăzi vouă. I don't know how many preachers are here today. Nu știu câți dintre voi sunteți predicatori. But I dare say none of us have ever preached an original sermon. Dar îndrăznesc să spun că niciunul de aici n-a predicat vreodată o predică originală. We've heard something, we've read something, the scripture has reminded us of something that we put together. Am auzit ceva dintr-o parte, ni s-a spus altceva, am citit undeva, am Duhul Sfânt ne-a mai amintit ceva și împreună am pus informațiile acestea și a ieșit o predică. The sermon is unique to us, but it's not unique. Predica pentru noi e unică, dar nu conține informații care în totalitate să fie ceva nou. Okay, if we have this picture in mind of the DNA and the molecules, the strands crossing. Și dacă continuăm să păstrăm în mintea noastră imaginea aceasta a celor două șiraguri ale ADN-ului care se împletesc împreună, how does that apply to our spiritual DNA? Cum se aplică această imagine la ADN-ul nostru spiritual? The Holy Spirit, Duhul Sfânt, is very predictable. Este predictibil, putem ști cum va lucra. In his personality and his function. În ceea ce privește personalitatea sa, modul său, funcțiunile sale în lucru. But in relation to his methods and operations. Însă în raport cu metodele sale, he's very unpredictable. El este greu previzibil, nu poți să prezici direcția sa. So our Holy Spirit DNA, ADN-ul nostru de la Duhul Sfânt este ușor de prezis, de prevăzut direcția sa. And yet unpredictable. Și cu toate astea, greu de prezis, greu de a-i prevedea direcția. I would like to talk about these two strands of the DNA of the Holy Spirit. Și vreau să vă vorbesc despre aceste două șiraguri ale ramurilor acestora ale ADN-ului Duhului Sfânt. As a person, the Holy Spirit warns, reveals, teaches and reminds and counsels and empowers and prays through us. Pentru că Duhul Sfânt este o persoană, este cel care ne învață, care ne călăuzește, care îl laudă pe Dumnezeu prin noi, care ne conduce. All these verbs are taken from the New Testament. Și toate verbele acestea sunt cuvinte luate de fapt din Noul Testament. And they describe his personality and his function. Și cuvintele acestea descriu personalitatea și funcțiunile pe care el le îndeplinește. Because he is a person that can be known, that can be relied on. Fiindcă Duhul Sfânt este o persoană care poate fi cunoscută, pe care te poți bizui. His actions are foreseeable. Acțiunile sale pot fi prevăzute, pot fi anticipate. Let me give you some scriptural observations. Vreau ca să vă ofer câteva observații care au o bază biblică. About the Holy Spirit and his methods. Care vorbesc despre Duhul Sfânt și despre metodele pe care el le folosește. So the one strand is predictable. Deci unul dintre șiragurile acestea ale ADN-ului nostru este predictibilitatea. His personality and function. Duhul Sfânt poate fi anticipat în lucrările sale ca personalitate, ca funcțiune. The other strand is unpredictable, and that's what I would like to give you his some observations. Dar o altă modalitate de a Duhului Sfânt de a lucra este greu previzibilă și am să vă ofer câteva observații cu privire la latura aceasta. In Luke 12:12. În Luca 12:12. For the Holy Spirit will teach you at the time what you are to say. Ni se spune că Duhul Sfânt vă va învăța în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Standing in front of authorities, you may not know what to say. Când vă veți afla în fața autorităților și poate că nu veți ști ce să spuneți. But the Holy Spirit will inspire you. Duhul Sfânt vă va inspira în momentele acelea. That is spontaneous. Asta înseamnă spontaneitate. In Acts chapter 8 verse 9. În Fapte 8 cu 9. The Holy Spirit said to Philip, go up to that chariot. Duhul Sfânt i-a spus lui Filip, du-te și ajunge carul acela. I don't know how many chariots were on that road. Nu știu câte care mergeau pe drumul respectiv. But he said, go to this chariot. Dar el i-a spus, mergeți la carul acela. Mergi la carul acela. After he baptized the eunuch, după ce l-a botezat pe famenul acela, what did the Spirit do? Ce a făcut Duhul? He transported Philip
to another location. L-a purtat, l-a dus pe Filip într-un alt loc. Now who could have predicted that? Cine ar putea să prevadă, să intuiască direcția în care se îndreaptă Duhul? Here you see somebody converted. Pe de o parte vedem pe cineva care s-a convertit. Baptized. Botezat. And the obvious step is to disciple. Și acum pasul natural ar fi fost să continue cu ucenicizarea lui. But the Spirit spontaneously said, Philip, I've got another work for you. Dar Duhul în mod spontan a spus, Filip, acum am o altă lucrare pentru tine. In Acts chapter 16. În Fapte 16. Paul and his band were making plans to go here. Pavel și echipa sa făceau planul să meargă aici. The Spirit said, no. Duhul Sfânt a spus, nu. Then he said, "No, we're going to go." Then Paul said, "Let's go over here." Pavel a zis, "Atunci o să ne ducem într-acolo." And the Spirit said, "No." Și Duhul Sfânt a spus iarăși, "Nu." And then he has the vision of Macedonia. Și mai târziu a avut viziunea Macedoniei. You see, how can we predict what the Spirit is going to do? Observați, suntem într-o situație în care noi nu putem intui, nu putem să spunem în ce direcție ne va îndruma Duhul Sfânt. In Romans chapter 8. În Romani capitolul 8. The Bible says the Spirit helps us with our weaknesses. Biblia spune că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. And so in those moments when our weaknesses are tested is when the Spirit can help us in a spontaneous manner. Așadar, în momentele acelea în care noi suntem supuși încercării, Duhul Sfânt ne ajută și ne susține în încercarea noastră. All of these scriptures contain a level of unpredictability as how to the Spirit will act when, how, where, and in what measure. Toate versetele acestea descriu o situație greu predictibilă, când noi ca oameni nu putem să știm încotro ne va conduce, în ce măsură, cum va vrea Duhul să lucreze. But at the same time we know the Holy Spirit is very predictable. Cu toate acestea putem ști că Duhul Sfânt este predictibil. Noi știm, de exemplu, că El îi atrage întotdeauna pe oameni la Tatăl. He exalts Jesus Christ. Că El întotdeauna îl înalță pe Iisus. Că întotdeauna El ne împuternicește pe noi ca să fim martorii Săi. Așadar, când ne uităm la o strategie relațională cu Duhul, I believe that our best and most beautiful common denominator is the DNA of the Holy Spirit. Cred că numitorul comun, cel mai frumos și mai minunat în ecuația aceasta, este acest ADN-ul divers sau dual al Duhului Sfânt. On the one side, we see the predictability, the stability of the Spirit and our belief and mission to go into all the world. Pe de o parte vedem predictibilitatea, stabilitatea, credința și chemarea pe care Duhul Sfânt ne-o face tuturor prin Duhul Sfânt să mergem în toată lumea. And on the other side we see the empowerment of the Spirit to react to the context and to contextualize the message of Jesus Christ in the environment we're in. Pe de altă parte vedem împuternicirea Duhului Sfânt de a reacționa într-un context contextualizat în mediul exact în care Duhul Sfânt ne-a dus. These two aspects of the Spirit go hand in hand. Aceste două aspecte ale Duhului se întrepătrund, merg mână în mână. And any separation of those și orice încercare de a le separa pe cele două would lead to a mutation. Ar conduce la o mutilare. Something not normal. Ceva ce nu mai este normal. So, he is stable and yet he is spontaneous. Deci Duhul Sfânt este stabil și totodată este spontan. And I want to make sure we understand that his unpredictability doesn't equate with uncertainty. Și aș vrea să mai subliniez faptul că această imposibilitate de a prezice direcția Duhului Sfânt nu înseamnă că nu putem să fim nu avem o garanție cu privire la ceea ce face Duhul Sfânt. So, what is interesting and to be noted is that even though the blowing of the wind of the Spirit cannot be predicted. E foarte interesant de observat că deși nu poți să prezici direcția în care va bate vântul Duhului, the manifestation of his power and gifts cannot be fully foretold. Și manifestarea darurilor Duhului Sfânt și a puterii sale nu poate fi de asemenea prezisă în totalitate de către noi. Nu le putem intui. Still, the character of his work in Christian mission is marked by consistency because of who he is. Cu toate acestea, caracterul și rezultatul lucrării Duhului Sfânt în misiune
pot fi prezise pentru că se bazează pe personalitatea și pe caracterul, pe ceea ce este Duhul Sfânt. And I love this about the Holy Spirit. Și îmi place lucrul acesta la Duhul Sfânt. I love that we know who he is and what he does. Îmi place faptul că noi știm cine este el și ce face el. But I love also the spontaneity of how he can work in the context we're in. Însă îmi place totodată și spontaneitatea faptului că trebuie de fiecare dată să mă aștept să văd ce urmează el să facă. And so when I look at our community and working together. Așadar, când mă uit la comunitatea noastră, la faptul că Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună, if I take this example of the Holy Spirit and the DNA of the Spirit. Atunci când iau exemplul acesta al Duhului Sfânt sau mai precis al ADN-ului Duhului Sfânt. Our relational strategy must have a stable functioning process and purposeful structure. Relația noastră Relația noastră, strategia noastră relațională trebuie să aibă o structură stabilă, funcțională și cu un scop definit. And yet at the same time, și în același timp, we have to have a spontaneous and serendipitous and opportune oriented methodology from the Holy Spirit. Noi ne trebuie și avem nevoie de o metodologie spontană în pas cu ceea ce Duhul Sfânt vrea să facă. So it's good to have the stable understanding of who we are as organizations and fellowships in the body of Christ. Este bine ca să avem o înțelegere stabilă a ceea ce suntem noi ca organizații, ca trupa lui Hristos, a ceea ce vrem să îndeplinim. But it's also good to have room for the spontaneity and the serendipitousness of the Holy Spirit moving in us. Dar întotdeauna este bine, e recomandat să lăsăm loc și pentru spontaneitatea, pentru lucrurile noi în care Duhul Sfânt vrea să ne conducă el însuși. So that we never have a spirit of competition, but of collaboration. Și niciodată să nu lăsăm să se dezvolte un spirit de competitivitate, ci de cooperare. As the 1 Corinthian passage talks about. Așa cum ne spunea și pasajul din 1 Corinteni. That we can suffer with one another. Să putem să suferim unii cu alții. But we can rejoice with one another. Și totodată să putem să ne bucurăm unii cu alții. Because we are better together. Pentru că împreună suntem mai buni. We are better together. Împreună suntem mai buni. Okay. So both of these strands of the DNA of the Holy Spirit. Deci ambele ramuri ale ADN-ului Duhului Sfânt contain a genetic code. Conțin un cod genetic. Empowerment to proclaim the gospel of Jesus Christ to every person on earth. E o împuternicire de a proclama Evanghelia lui Iisus Hristos fiecărui om care trăiește pe pământ. And this is through the work of the Spirit and his charisma. Și aceasta se poate realiza prin lucrarea Duhului Sfânt și a carismei sale. Without this infusion of the Holy Spirit's DNA. Și fără această infuzie a ADN-ului Duhului Sfânt. We are simply separate organizations trying to work together. Nu suntem decât niște organizații separate care încearcă, se căznesc să lucreze împreună. Each with our own agenda. Fiecare cu agenda sa. And each with our own territorial position. Fiecare cu teritoriile pe care a reușit să le cucerească. But with the Holy Spirit's DNA. Însă atunci când suntem cuprinși de ADN-ul acesta al Duhului Sfânt. Recognizing Christ as the head of the church. Când recunoaștem că Hristos este capul bisericii. As the head of our community. Că el este capul comunității noastre. That we are one body. Că noi alcătuim un singur trup. With diverse members. Cu membri foarte diversi. That we can cultivate a relationship based on the unity in the body of Christ through the Holy Spirit. Noi atunci putem să cultivăm o unitate bazată pe ceea ce Duhul Sfânt realizează în fiecare dintre noi. Philippians says, do nothing out of selfish ambition. În Filipeni se spune nu faceți nimic din slavă deșartă, în engleză spune din ambiții egoiste. Rather in humility honor others more than yourself. Și mai degrabă în smerenie fiecare să-i onoreze, să-i cinstească pe ceilalți mai mult decât pe sine însuși. And as we practice that in the body of Christ. Când în trupul lui Hristos noi exersăm acest principiu. Locally? În mod local? As a movement?
la nivelul mare al mișcării, and as movements from around the world, și chiar între mișcările mari de biserici din lume, we can break down walls of prejudice, atunci noi putem să dărâmăm zidurile prejudecăților, of mistrust, ale neîncrederii, and we can advance the kingdom of God. Și putem să contribuim la propășirea împărăției lui Dumnezeu. So our relational strategy is then based on this DNA of the Holy Spirit. Așadar, strategia noastră din punct de vedere relațional trebuie să se bazeze pe această descriere a Duhului Sfânt. Stability and spontaneity. Stabilitate și spontaneitate. And that's pretty cool. Și lucrul ăsta e grozav. And what happens when we base it on our organism, not our organization. Și atunci ce se întâmplă când noi bazăm lucrarea noastră pe conceptul de organism, nu de organizație? And there is a basis for trust. Atunci construim un fundament al încrederii. And how do you build trust? Cum se construiește încrederea reciprocă? Your character? Prin caracterul tău and your competency. Și prin competențele pe care le ai. If you are a person or an organization of integrity, dacă vrei să fii o persoană sau o organizație cu integritate, you demonstrate a stable character. Trebuie să demonstrezi mai întâi un caracter stabil. And if your work bears fruit, și atunci când lucrarea ta aduce rod, totodată se face dovada competențelor. So that adds to building trust with one another. În felul acesta se dezvoltă relația între unii și alții. Okay, that was a lot to absorb. Am dat multe informații greu de asimilat. If you listen fast, dacă puteți să ascultați repede, I will speak fast, eu am să vorbesc repede, and we'll be done by 1 o'clock. Și nu știu dacă și traducătorul o să țină pasul. We don't know about the translator if he'll be able to repeat fast. We'll see. Is that a deal? Și voi să fiți cuminți, o zis că la 1 termin. Facem târgul? I see 3 people nodding their heads. Am văzut că 3 au zis sunt de acord. That 3 is enough for me. Dar dacă 3 mă ascultă, pentru mine e suficient. Okay. This relational strategy provides a platform for guidance to navigate the chaos, the uncertainty, and the complexity of our age. Această strategie relațională ne oferă o platformă de pe care să putem să navigăm în haosul care este în lumea noastră, în confuzia care domnește în lumea noastră. Because the work of taking the gospel to the whole world cannot be done by one organization. Pentru că misiunea de a duce evanghelia la toată lumea nu va putea fi îndeplinită de o singură organizație. It has to be done by us together. O putem face numai când lucrăm împreună cu toții. We have a common goal. Noi însă avem un scop comun. That goal is that every person, every tribe, every nation, every tongue has the opportunity to hear that Jesus can save them from their sins. Scopul nostru este ca fiecare o persoană, fiecare om din fiecare trib, limbă, naționalitate să poată auzi faptul că Isus e singurul care îl poate mântui. We have a common DNA. Avem un ADN comun. The Holy Spirit who birthed us. Duhul Sfânt este cel care ne-a născut. And you know, wow, that we're in the body of Christ because Christ died on the cross and rose again from the dead. Noi suntem în trupul lui Hristos datorită acestei minuni că Hristos a murit pentru noi și ne-a înviat împreună cu El. So this relational strategy provides us a way to meet the problems and challenges that face us in taking the gospel of Christ around the world. Această strategie relațională este cea care ne ajută, care ne oferă uneltele ca să putem să facem față provocărilor cu care noi ne întâlnim în lume. And I would suggest there are some practical ways in which we can accelerate our trust and our competency, our character and trust and competency. Și aș vrea să sugerez faptul că există niște căi practice prin care noi putem să accelerăm, putem să grăbim îndeplinirea acestei viziuni. First is transparent communication. În primul rând, comunicarea transparentă. Second, and I'll speak to these in a moment. În al doilea rând, și eu am să revin. Second, that we tear down silos. Voința de a da la o parte orice barieră. Third, that we follow open-minded,
open-minded godly leaders. În al treilea rând, să urmăm lideri care sunt deschiși la minte și evlavioși. Fourth, that we have a solid collaborative planning and implementation. În al patrulea rând, să avem o planificare și o implementare prin colaborare solidă. All of these measures in themselves cannot be done without the basis of trust. Toate acestea în sine sunt niște unități de măsură, dar care nu pot singure să rezolve problema dacă lipsește încrederea reciprocă. Trust is the basis of everything. Încrederea reciprocă este baza de pe care pornim. I remember when we first moved to Austria. Îmi amintesc de prima noastră mutare în Austria. I found out something about banking system that I didn't know. Am descoperit acolo ceva despre sistemul bancar ce nu cunoscusem până atunci. At least back in the 1980s. Cel puțin prin anii 80 nu se vorbea despre asta. That it wasn't all about money. Că nu banii contau întotdeauna. It was about whether the banker trusted you or not. Ci faptul că personalul de la bancă avea încredere în tine sau nu. That whether you were a person of your word. Că ești un om care ții cuvântul. Because they would stretch if they knew you and knew you were integral and honest. Pentru că atunci ei erau mult mai deschiși dacă știau că tu ești o persoană integră, o persoană care își ține cuvântul. So, we need trust. Avem nevoie de încredere. When our character is congruent and our competence is credible, trust can be accelerated. Când caracterul nostru este stabil, când competența noastră este vizibilă, atunci încrederea reciprocă se poate clădi. That's why I believe there's just a heartfelt from the United States Assemblies of God World Missions to your mission, APME, and the leadership that you God has provided. Și de aceea pot să spun că există o apropiere cu căldură din inimă față de ceea ce dumneavoastră la APME, echipa care lucrează aici în România, faceți pentru lucrarea Domnului. It's a pleasure to work together. E o plăcere să lucrăm împreună. It's a joy. E o bucurie. And it's a win for the kingdom of God. Și este o situație din care împărăția lui Dumnezeu are de câștigat. Let me address these elements that I talked to you about. Dați-mi voie să detaliez puțin aceste elemente pe care le-am menționat deja. And you know what it means when a preacher looks at his watch? Și ce înseamnă când un predicator se uită așa la ceas? Nothing. Nimic. But you all feel better. Dar voi vă simțiți mai bine totuși când vedeți gestul ăsta. You feel better? Vă simțiți mai bine? Yeah. 1 o'clock. That's a promise. You ora 1. Am promis. Trebuie să ascultați repede însă ca să putem termina la 1. First of all, transparent communication. 1. Comunicarea transparentă. We need to overcome historical world view differences. Trebuie să învățăm să învingem diferențele culturale și lingvistice. Because of where we're born and where we grow up in society, we have different world views. Din cauza modului în care am învățat în societate, diferența locului în care ne-am născut și așa mai departe, avem percepții diferite. In light of our mandate, we need to overcome that. În lumina mandatului ce ne-a fost încredințat, noi trebuie să depășim aceste bariere. There should be no hidden agendas. Trebuie să nu avem o agendă ascunsă. We have an expression in America. Avem o expresie în America. About a person who rebels. Despre o persoană care se răzvrătește. They may be sitting down on the outside. Poate că persoana aceea s-a așezat undeva în exterior. But they're standing up on the inside. Dar în lăuntrul său, el a rămas ferm, a rămas pe poziție. That means visually they look like they're agreeing with you. Asta înseamnă că pe din afară îți dă de înțeles cumva că e de acord cu tine. But in actuality they're not. Dar în realitate nu e de acord. We don't need that. Nu avem nevoie de o astfel de abordare. In transparent communication. Într-o comunicare transparentă. It's heart to heart. Trebuie să comunicăm de la inimă la inimă, să avem încredere. And we believe in integrity and honesty with one another. Și noi credem în integritate, în onestitate unii cu alții. The second one is we tear down silos. În al doilea rând trebuie să dăm la o parte barierele. I'm assuming we know what silos are. I don't know exactly what's. Okay, what a silo is where you store grain. Okay, it's because, like an individual okay, thing. Because here translation was very different. Deci trebuie să dărâmăm silozurile, hambarele, spune în. And each church or each person or each denomination has a silo. Fiecare biserică, fiecare denominație chiar are propriul ei siloz, hambar.
It's our identity. Aceea e identitatea noastră. Kind of like who we are. Aia ne definește cine suntem. But if we're going to cooperate in the body of Christ, dar dacă vrem să colaborăm unii cu alții în trupul lui Hristos, as a community, as an organism, să fim o comunitate, să fim un organism, we can't have walls that will separate. Nu putem să lăsăm zidurile acelea să ne despartă. That is why with intentionality, de aceea cu intenționalitate and willfully, și cu voință, we seek ways to help each other and to be with each other and to have a relationship. Să căutăm moduri de a fi unii cu alții, de a ne ajuta unii pe alții, de a dezvolta această relație. And ministry really flows out of relationship. Și lucrarea de slujire decurge pur și simplu din astfel de relații. When the river of God flows, când râul lui Dumnezeu curge, we don't need to build dams. Nu trebuie să construim baraje. We just need to have banks. Ci pur și simplu să facem maluri de o parte și de alta. So the river knows where to go. Pentru ca râul să poată să curgă mai departe. And so I pray that we don't have just our own ideologies and our own agendas, but that we can be open to each other. Mă rog ca să nu fim oamenii aceia care au ideologia lor, agenda lor, viziunea lor proprie, ci să ne deschidem unii față de alții. Third. În al treilea rând. Open-minded godly leaders. Lideri deschiși la minte și evlavioși. I want to say glory to God for your new president, brother Moise. Vreau să dau slavă Domnului pentru noul vostru președinte, fratele Moise. What a wonderful brother. Sunt ce frate minunat. I just sensed just a beautiful spirit. Am simțit un spirit plăcut, bun. And to be here in all of these meetings as the president and to listen. Și faptul că președintele vostru este prezent și participă la toate întâlnirile acestea. Humble, beautiful brother in Jesus Christ. În sine reflectă faptul că este un frate umil, deschis în Domnul Iisus Hristos. He's a person, he's a man I could follow. Este un om pe care eu l-aș putea urma. How fortunate we are in the body of Christ to have godly leaders like that. Ce binecuvântați suntem în trupul lui Iisus Hristos să avem lideri evlavioși. It's a gift to the community. E un dar pentru comunitate. And we're thankful for open-minded godly leaders. Și suntem recunoscători Domnului pentru liderii care au mintea deschisă. How can we move forward in the body of Christ if we're not willing to listen and to learn? Cum am putea să avansăm în trupul lui Hristos dacă nu suntem în stare să ascultăm, să învățăm de la alții? Anytime I think that I have all the answers. De fiecare dată când mie întrece așa prin gând că am toate răspunsurile. My wife just slaps me on the face. Soția are grijă așa să mi tragă una. And it brings me back to reality. Și să mă aducă la realitate. I don't have all the answers. Nu am toate răspunsurile. I have a lot of questions. Am o mulțime de întrebări. But I certainly don't have all the answers. Dar în mod evident nu am răspunsul la toate. But you know, even as Proverbs tells us. Însă așa cum ne spune și cartea Proverbe. That there is wisdom in the multitude of counselors. Acolo unde este un număr mare de sfetnici, acolo este și înțelepciune. Wow, that hurt. Ah, m-a durut asta. I should have slapped you. A trebuia să-mi dea mie o palmă la traducător. I can translate very well this. Puteam să traduc foarte bine și eu dacă îmi dădea o palmă. Okay, we gotta hurry. Trebuie să ne grăbim. They're listening fast. Trebuie să ascultați repede, da? We need a solid collaborative planning and implementation. Avem nevoie de o colaborare și o implementare în colaborarea noastră, o planificare și o implementare solidă. It's not only incumbent upon us to analyze what is right and what is wrong. Nu suntem noi cei care singuri decidem ce este bine sau ceea ce este rău. We must determine a plan together how to do something. Nu doar că trebuie să stabilim ce e bine și ce e rău, ci trebuie să facem și un plan împreună cu privire la aceasta. So many times we just get stuck in analysis. De multe ori rămânem blocați doar în analize. And we get this figure and that figure and boy, this vrem is să ne lămurim cu chestia aia și să înțelegem și chestia aia și doar să o pricepem. Well, what are we going to do about it? Dar ce vom face cu privire la asta? That's where we need a plan. Pentru asta avem nevoie de un plan. And like Paul, și asemenea lui Pavel, the Holy Spirit, Duhul Sfânt, this may be radical, I'm not sure. S-ar putea că ceea ce spun e mai radical. The Holy Spirit is not against planning. Duhul Sfânt nu este împotriva planificării. He's not anti-planning. Duhul Sfânt nu este împotriva planificării.
He is anti-rigidness. El este împotriva rigidității. Because even Proverbs says man makes his plans but God directs his steps. Pentru că inclusiv în cartea Proverbeni se spune omul face planuri, dar Dumnezeu îi călăuzește pașii. So we can plan with the help of the Holy Spirit. Deci noi trebuie să planificăm cu ajutorul Duhului Sfânt. And we can also say the spontaneity of the Spirit has redirected us. Și de asemenea să ne încredem în spontaneitatea Duhului Sfânt ca să ne conducă apoi. It's okay. E în ordine. Now remember, I'm from Austria. Amintiți-vă, eu vin din Austria. We plan. Acolo se planifică. And God forbid if you interrupt the plan. Și Doamne ferește să îndrăznești să întrerupi un plan. But. Totuși. Pentecostals. Pentecostalii. Plan. Planifică. And are open for the moving of the Spirit. În timp ce sunt însă deschiși pentru călăuzirea Duhului. Hallelujah. Hallelujah. Okay, you're going to get two bonuses because I have 5 minutes left. Pentru că mai am 5 minute, o să primiți 2 puncte bonus. Bonus instead of 4, I'm going to give you 5 and 6. În loc de 4 puncte, vă dau și pe cel de-al 5-lea și de-al 6-lea. Number 5. Numărul 5. Servanthood. Slujirea. Wow. Jesus demonstrated this throughout his earthly existence. Iisus a demonstrat slujirea de-a lungul întregii sale existențe pământești. Imagine obeying your parents for 30 years. Imaginați-vă, a trebuit să asculte, să fie supus părinților săi timp de 30 de ani. Working in the carpenter shop. A lucrat probabil în atelierul de timbărie. When you knew that you were the son of God. În același timp, el știa că e fiul lui Dumnezeu. Wow. Wow. Wow, 30 years. Wow, 30 de ani. He demonstrated this at the Last Supper when he served. El a demonstrat slujirea totodată la ultima cină când a slujit ucenicii. Mark 10:45 says he came not to be served but to serve. Marcu 10:45 spune că fiul omului a venit nu să-i se slujească, ci el însuși să slujească. Do we have an attitude of service? Avem noi o asemenea atitudine de slujitori? I think in missions. Cred că atunci când vorbim de misiune, if we don't have an attitude of service, dacă nu ne caracterizează o atitudine de slujire, cariera noastră misionară va fi scurtată. I think in any ministry. Și cred că în orice altă slujire. If we have an attitude of I am to be served, that is a short-lived ministry. Dacă atitudinea cu care te implici este eu trebuie să fiu slujit de oameni, asta scurtează lucrarea. To serve our brothers and sisters. Însă când ai atitudinea de a-i sluji pe frații și surorile tale. To serve the lost. Când vrei să slujești celor pierduți. To serve the hurting. Când vrei să-i slujești pe cei răniți. To serve the broken. Să slujești celor cu inima frântă. Which means it's difficult to bring those people in church because they're not whole people. Trebuie să ținem cont de faptul că e greu să îi aduci pe acei oameni în cadrul bisericii pentru că ei ca oameni au fost fărâmițați, nu mai sunt întregi. But if we serve them, însă atunci când îi slujim și Duhul Sfânt ne ajută, they are on a journey to being whole people. Ei pot parcurge călătoria aceasta spre reparație sufletească. Numărul 6. We need a prophetic look. Avem nevoie de o viziune profetică. I believe that as Pentecostals, as charismatics, as people of the spirit and the spiritual DNA. În calitate de pentecostal, de carismatici, de oameni ai Duhului, de oameni care au un ADN spiritual. We need to look to the horizon and see what God wants to do. Trebuie să privim la orizont și să vedem ce dorește Dumnezeu să facă. We need a prophetic word to say go this way. Ne trebuie un cuvânt profetic care să spună mergi într-acolo. I believe in that kind of spontaneity of the Holy Spirit. Eu cred într-o asemenea spontaneitate a Duhului Sfânt. Când în rugăciune sau prin descoperire sau prin citirea cuvântului, el începe să ne arate direcțiile spre care vrea să ne îndreptăm. That when all of the factors in the world would say one way, yet the Holy Spirit says the other way, that's the way we go. Și atunci când toți ceilalți factori din lume ne spun mergi într-acolo, Duhul Sfânt încă se poate să ne spună nu, direcția mea e cealaltă. Because the Holy Spirit not only foretells, he foretells. Pentru că Duhul Sfânt nu doar prezice, ci el ne zice exact ce avem de făcut. The task is too large and the goal is too big to be
individually completed. Sarcina este prea mare, scopul este prea mare ca să poată fi realizat de un singur individ. We dare not ignore each other. Să nu ne treacă prin gând măcar să ignorăm pe ceilalți. Bypass each other. Să ocolim pe alții. Or discount each other because of prejudice or perception. Sau să-i nesocotim pe alții din pricina prejudecăților sau unor percepții greșite. With the help of the Holy Spirit's DNA. Cu ajutorul acestui ADN al Duhului Sfânt. And some practical steps that we've mentioned. Și a pașilor practici pe care i-am menționat. We are better together. Noi vom fi mai buni împreună. And the world wins. Lumea va avea de câștigat. Because they will hear the gospel of Jesus. Pentru că vor auzi evanghelia lui Iisus Hristos. God bless you. Amen. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. L-am urmărit pe Greg Mandis, directorul executiv al organizației Assemblies of God, organizație penticostală care trimite și susține peste 2700 de misionari în peste 250 de țări. A vorbit despre importanța parteneriatului în misiune. Astăzi nu se mai poate face misiune de unii singuri. Este necesar ca organizații, ca biserici să vină împreună pentru ca sarcina pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o, aceea de a duce vestea bună la toate națiunile pământului, să poată să fie împlinită cât mai curând. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă așteptăm cu multă dragoste și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Până la marginile pământului. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.